la o prezentare de modă unde vedetele vor primi premii în seara aceasta, premii de cea mai sexy pițipoancă, cea mai sexy mămică, cel mai longeviv cuplu. Să vedem totuși care dintre ei au cele mai multe orgasme, cine are orgasm multiplu și cum se manifestă la ei. Și altceva am cu șarpele în afară de a-l ține pe braț? Mă joc cu el, îl mângâi, îl lac. Știi la ce mă refer eu? Măi, dacă te refer la sex, cum se gândesc mai toți obsedații. M-ai făcut obsedantă? Nu fac sex cu el. Influențează oarecum viața personală, sexuală, șarpele? Adică ți-aduce, este un fel de afrodisiac în cuplu sau nu știu ce... Ce sens influențează viața personală? Mulți dintre cei care ar fi dorit să vină la mine acasă și să avem o partidă de amor s-au ferit din cauza lui. Cum se manifestă orgasmul? E exclamativ sau mut? Nu vreau să vorbesc despre lucruri din astea. Ce poți să ne spui despre relația ta cu Larisa Drăgușan? Larisa Drăgulescu. Cum mai poți să spui o dată? Relația ta cu Larisa Drăgulescu. Avem o relație foarte bună. Tu cu ce ai ajutat-o? Pe ea m-a ajutat cu numele ei și eu am ajutat-o cu numele meu. N-ai ajutat-o cumva și în alte privințe, cum ar fi un orgasm, ceva? Nu. La tine orgasmul cum se manifestă? La mine orgasmul cum se manifestă? Păi, odată ce vezi o femeie frumoasă, e normal că reacționează, nu? Oana vă stârnește reacții? Da, reacții pozitive, dar mai mult când e dezbrăcată. Îmbrăcată nu prea. Cum reacționează în astfel de cazuri? Îmi vine să mă arunc. Nu pe fereastră, pe ea. Aveți și reacții verbale, adică... Rămân mut. Reacții de corp am. Adică mișcări bruște. A fost secretul pentru relația asta așa de lungă? A fost cu orgasme sau care e secretul? Secret cu orgasme sau fără? Cu orgasme multiple. Orgasmul cum se desfășoară? Asta e ceva foarte mai mult decât intim. La tine orgasmul cum se manifestă? Uite la ea cum se manifestă. Îți dai seama cum se manifestă la mine? Nu o să spun niciodată. Se demonstrează. Yes! Oh! Oh! Oh, God. Orgasmul cum e, zgomotos sau mut? De regulă este mut, dar atunci când mă simt foarte bine este chiar foarte, foarte zgomotos. Cum ar fi, de exemplu? Sugi o dată din pai, mai sugi o dată, ia, hai, mai suge. Zine, orgasmul la tine cum se manifestă? Zgomotos. Concluzia serii este că premiile din seara aceasta au fost senzaționale, cea mai sexy... Penibil era să zic, cea mai sexy pițipoancă. Hai că bine, cea mai sexy pițipoancă sunt Ziana Buruiană, care a luat acest premiu, și cea mai sexy mămică, bineînțeles, Rosemary Florescu, au avut cele mai interesante orgasme, dar cel mai bun orgasm totuși a fost al lui Viorez Lis, care la vederea soției dânsului a sărit pe ea.